sunt mai ambițios decât oricine. Când ai auzit de cripto prima oară? 2021 aveam un prieten care a făcut 100 de dolari, care a făcut 200. Frate, vezi că a luat un virus. Nu mă, nu virus. Și am început, câte puțin, câte puțin. Plecam de la hotel, aveam 200 de dolari, ajungeam la meci, aveam 400. 2021, când am uitat în depresie direct, minus 60%, cred că dintr-o dată. Să-ți mai întotdeauna că ceva nu e ok. Eu cred că am sacrificat fotbalul pentru școală. În momentul în care am intrat la liceu, am fost singurul băiat din județ care am intrat cu 10 pe linie. te a bucat profesionist de fotbal la 17 ani? La 17 ani, printr-o conjunctură, sincer. Și dai seama ce bun ajungeai dacă te apucai la 10? Am demonstrat, apucându-mă mai târziu, că orice e posibil într-un timp relativ foarte scurt. La 24 de ani eram convocat la Națională deja. Nu am fost un copil sărac ca să nu avem ce să mâncăm. Am avut o situație medie acasă. Și au deschis o baracă în piață. De dimineața până seara munceau. Când am ajuns acolo cu mama și cu tata, țin minte, nu aveam baie în cameră. Ca să mă duc la toaletă, trebuia să fac vreo 50 de metri. Prin frig, iarna, când a văzut mama, a început să plângă. A zis, ce faci tu aici? Mult mai bine stai tu acasă, mai bine va ajunge altceva decât să te faci fotbalist. Mi-am spus direct, nu, asta vreau să fac, am o șansă, vreau să profit de ea. Cel mai nebun coleg cu care ai jucat, Ebo, un danez. Ferească Dumnezeu. Deci nu pot să-ți imaginez așa să ceva. În ce moment al carierei tale ai avut un sentiment de putuți morții, mă, te lasă că ți arăt eu? Uf. Aveam colegi, de exemplu, care câștigau 15.000, 20.000 de euro pe lună. Pe 15 primeau bani și pe 17 încerau bani împrumut. Pentru mine, personal, cel mai greu e seara. E serial pe Netflix la noi în casă. Trebuie să iei pe toți, să-i cool, să-i speli. Zici că bagă ilegale toți. Mai sunt regulile alea, cum zic unii, că investește 20, 30, nu, eu Investeam tot. Chiar am prieteni care investesc foarte mulți bani și cheltuie o grămadă de bani pentru networking. Cred că networking de ziua de astăzi este cea mai scumpă informație. La cât face Bitcoin all time high în următorul bull market? 120-140. Impresia generală despre sportiv este că sunt nevoiți să facă sacrificii mari pentru a ajunge profesioniști. Și pe de-o parte, cred că e și corectă, pentru că talentul nu te duce prea departe dacă nu pui și cârca la treabă. De ceva ani, mai ales în cazul fotbaliștilor, pare că sacrifică total școala. N-aș vrea să dau un nume, dar dacă te uiți la Octavian Popescu, îți vine să nu-ți mai lași copilul la fotbal. Acum, așa cum mi-am propus să schimb percepția oamenilor despre tinerii din politică, la fel îmi doresc să aduc aici pe scăunelul de la The Stakeboard Talks, sportiv care să ne inspire și care să aibă impactul, l-aș denumi invers Octavian Popescu. Adică să ne uităm la ei, să-i ascultăm și să ne dorim ca ai noștri copii să ajungă asemenea lor. Pentru că asta se întâmplă peste tot în societățile din vest. Părinții sunt mândri de atunci când copiii lor ajung sportiv de succes, iar când le sunt luate interviuri, nu spun nici platitudini și nici nu fac greșeli gramaticale. Acum că am pus destulă presiune pe domnul Sergiu, cred că îl putem chema în scenă pe Sergiu Hanga! Îi spuneam lui Sergiu când, când ne-am văzut că atunci când colegii mei au vrut să facă afișul evenimentului, de obicei, fiind persoane publice, există multe poze, sunt doar unele care le convin și așa mai departe. Și zic, bă, Sergiu e fotbalist, nu cred că are vreo preferință neapărat la poză. Și pă, căpșună care se ocupă de design la noi zice, bă, dar o poză mai recentă cu el ai? Și zic, bă, e fotbalist, bă, nu că să-i fac poze când se transferă la un club nou, la ceva, bă, nu că-i fac poze tot timpul. Și ce bă, ăsta arată la fel în toate pozele. Câți ani are? Și zic, băi, din ce țin eu minte așa pe, pe deasupra, cred că face 32 ani ăsta. Păi tu te mă că stai mai tânăr ca mine, că eu și având 26. Și zic, bă, nu-i, nu, -i, nu -i. Și zic, zice, bine, dar totuși cere niște poze, că poate nu le-ai văzut de mult. Zic, ok, bine. Cer poze lui Sergiu, îmi trimite poze recente cu el. Evident, a arătat la fel ca atunci când juca în Liga 4 -a la Târgu Mureș. Deci, care e secretul tinereții? Am ales bine acasă. <laughs> Bună seara, în primul rând. Da, ascultând de introducerea ta, Chiar ai spus ceva de genul că au sacrificat școala. Eu, eu cred că am sacrificat fotbalul pentru școală. A fost invers la mine. Dacă tot începe cu ce ai spus tu. Pentru că, sincer, mama nu m-a lăsat să fac fotbal. Nu m-a lăsat, pur și simplu. A zis, mamă, trebuie să înveți, tu ești bun, să te lângă mine. A făcut și ea, încă o dată, școală cu mine, la zi. Greșeam, mai luam câte o palmă peste ceafă. Asta a fost. Până când uh, fotbalul, cum e, când e să să fie, o să fie cu siguranță. Până când fotbalul uh, l-am descoperit târziu, la 17 ani, pot să zic, fotbalul profesionist. Mai jucam în curtea școlii cu prietenii, cu colegii, dar. Nu uh, știu, deci tu te-ai bucat profesionist de fotbal la 17 ani? La 17 ani, printr-o conjunctură, sincer. Tu îți dai seama ce bun ajungeai dacă te bucai la 10? Da, dar uh, din punctul ăsta de vedere nu regle de nimic, pentru că am demonstrat, apucându-mă mai târziu, că orice e posibil într-un timp relativ foarte scurt. Pentru că m-am apucat la 17 ani de fotbal, lu profesionist la, la, Liga a doua, dar în prima ligă am debutat la 23 de ani, la 24 de ani eram convocat la Națională deja. Păi stai, eu cred că tu bași un record. Eu nu cred că mai sunt oameni care s-au apucat profesionist de fotbal la 17 ani și au ajuns să joace în echipa națională. Ba, la, da, sunt. Nistor E prietenul meu Și nu Nu e un problem Care, care e Nistor? Da, Nistor că, că, la Nistor la Acolo El la 20 de ani Era paznic La un hotel <laughs> Serios? Da Pe bune El El mi-a povestit El a povestit tuturor Adică el Pur și simplu era paznic Nu avea bani Muncea Până l-au văzut cineva La un fotbal Liga 4 La fel Și de acolo I-a plecat și lui Carina Wow și că trăim de multe ori senzația că dacă nu te apuci din timp de un sport, trece vremea. Eu am discuția asta cu nevastă, mă, care îmi zice, păi, știi, eu m-am apucat târziu de patiserie, de cofetărie. Sunt ăștia care lucrează de la 14 ani, de la 15 ani, alături de maeștri, de nu știu ce, de nu știu cum. Bine, i-am spus asta când avea 26 de ani. Nu e niciodată că am prea târziu. Noi, noi. Niciodată, este, dar Gen la. Un gen, fotbal e ideal să te apuci de mic, să faci pașii corecți pentru a ajunge la un nivel foarte ridicat, de a ajunge la un nivel de top 5 ligi, să zicem, din lume. Dar în viață nu e târziu pentru nimic să te, să te apuci. aici sunt și poveștile cu KFC, care la o vârstă foarte înaintată a reușit să își deschidă afacerea și toate cele. Auzi, da, ție ți-a plăcut școala sau erai, te duceai de gura lui maică ta? Uh, eram foarte atent la ore, sincer, eram foarte atent și aveam o mire foarte bună, mergeam acasă, citeam odată și deja știam. Și învățam și pe repede înainte acasă ca să pot să ies afară, să mă joc, ca toți copiii, normal. Dar uh, mă și testa. Când veneam acasă, de multe ori și zici, ai învățat? Am învățat. Ia, vină, pac, deschidea cartea. Ce ai avut? Păi, stai, că nu Ok, până nu vezi, nu ieși afară. Era foarte foarte severă din punctul ăsta de vedere. Dar, cum am zis, cred că m-a ajutat și în viață lucrul acesta și faptul că am ajuns să joc fotbal mi-a mai îndeplinit un vis în care nu credeam, sincer. Nu credeam. Bun, dar și ce vis ai să devii? Nu mă gândeam așa. Voiam să mă fac, ba, medic dentist, ba, la un moment dat voiam să mă fac instructor de fitness pentru că îmi plăcea, îmi plăcea sportul, dar nu eram setat de la început îmi plăcea fotbalul foarte mult, dar niciodată nu m-am gândit, Bă, o să ajung fotbalist cu siguranță. Dacă când jucai în spatele școlii, erai gen mult mai bun ca restul? Da, da. Era mult mai bun ca restul și, în plus de asta, eram, cum să zic, nu am fost un copil sărac, ca să nu avem ce să mâncăm. Am avut o, o, situație media acasă. Ai mei, în 92, când, când m-am născut... Și au deschis o baracă în piață de dimineața până seara măceau, au, au măcit și am avut o situație financiară ok acasă. Dar eu eram singurul din cartier cel cu minge. Dacă era Sergiu, dacă era pe afară, sigur avea minge să jucam fotbal. Dacă nu, foarte rar, că nu prea avea minge. Și având, cred că, minge acasă, jucându-mă non-stop prin casă, nu știu, am avut acest talent. Și văd acum și la filmul de mă rog, de dimineața până seara, bate mingea în casă. Dărămă toate bibelourile. Dar la 17 ani, când te-ai făcut, ca să zic, sau mă rog, ai ajuns, nu te-ai făcut, că nu te-a făcut nimeni, ai ajuns profesionist, mai câte ce ai Păi cum a fost? Uh, în momentul în care am intrat la, la liceu, uh, am fost singurul băiat din județ care am intrat cu 10 pe linie, de la generală la liceu când am dat uh, capacitatea, eu eram legitimat la școala sportivă, la liceu cu program sportiv și mereu veneau antrenorii acasă la mama și zicea, lăsați să vină la antrenamente, că e foarte bun, lăsați să vină la antrenamente și s-a nimerit că ei mereu, fiind legitimat la liceu cu, pro, cu, program sportiv, dar eu fiind la altă școală, o școală în cartier, nu puteam merge la antrenamente, aveam dimineața școală când ei aveau uh, antrenamente. Și nu mergeam la antrenamente, pur și simplu nu se nu se pupau programurile și mergeam doar la meciuri. Și duminica, că mergeam la meciuri, jucam tot meciul, dădeam goluri, pase, eram bun. Și după aceea, când am intrat la liceu, m-am, lăsat de fotbal, practic, adică și fotbalul ăla care îl făceam ocazional nu mai, nu mai mergea. Și m-a dus să... Tatăl unui, nu, am plecat într-o excursie, schimb de experiență în Anglia, în Londra, și acolo am jucat fotbal între noi cu niște englezi doi. I-am spart pe ei, n-au înțeles nimic. Când m-am întors acasă, tatăl unui prieten de meu a zis, vino până la mine acasă. Când m-am dus la casă, salut, eu sunt Tibi Petriș, am fost impresar, am fost impresar al lui și al lui Florescu, fotbaliști consacrați. Și mi-a zis, uite, vreau să te duc în probe la Gloria Bisița. M-am dus la Gloria Bisița, era Nelusu Sabou antrenor, m-a plăcut din prima, mi-a zis, uh, o să o să începe aici, era. ta profesionistă, propriu zis. Și Tibi și a zis, a, nu, de ce să las la Gloria Bisa ca să se antreneze cu prima echipă să joace la Liga 3 -a? mai bine ne întoarcem la Târgu Mureș, că ei atunci cumpăraseră un loc în Liga 2 Și m-am întors la Târgu Mureș, dar atunci la fel cum erau pe vremea aia cu junior, alte, au avut alte priorități, am rămas pe din afară, deci tot acasă am rămas. Și a fost un trial, am prins de două loturi în Liga a doua și după aceea am fost convocat, era foarte greu să prins lotul în Liga a doua, vârsta mea, pentru că era an cei născuți în 91, eram în 92. Și prin lotul am intrat în atenția echipei naționale la Under 17 și am fost convocat la națională cu domnul Lucian Burger. Și a fost un trial, am jucat la Pro Rapid, cum e viața, vezi că tu rapidist. Uh, nu, era frumoasă, la, la, în loc la, 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 Rapid. La, a fost un trial la care a venit uh, Naimanea, Dumnezeu să-l ierte. Și el m-a văzut acolo și acolo i-a spus fiul lui, lui Florin Manea. Eu prin el am scos practic cu în fotbal, i-a spus să vezi că are talent, iar Și de acolo a început totul. Florin Manea se știa cu Ana Maria Prodan și așa am ajuns la Snagov Vreau să zic că în momentul în care am ajuns la Snagov eu ce eram obișnuit acasă, să team la casă, frumos, Vadida și spălați de bunică, mi-a răsfățat toate cele. Când am ajuns acolo cu mama și cu tata, țin minte, <laughs> erau camerele sus, la etaj. Nu aveam baie în cameră. Ca să mă duc la toaletă, trebuia să fac vreo, să mă duc vreo 50 de metri. Prin frig, iarna, când am văzut mama, a început să plângă, a zis, ce faci tu aici? Mult mai bine stai tu acasă, mai bine ajunge altceva decât să te faci fotbalist. Dar... Uite, i-am -am spus direct, nu, o asta vreau să fac, am o șansă, vreau să profit de ea. Cred că atunci a fost și momentul în care i-așa dat seama că am un talent, oarecum, și am o șansă. Și de momentul ăla s-au schimbat multe. Hai să te întreb de un subiect, ajungem înapoi la cariera ta la început, dar să te întreb de un subiect pe care noi doi l-am mai, mai discutat. Că asta e, asta e principala mea, am eu un lucru pe care nu-l înțeleg. De ce ai ajuns să joci în Polonia la una dintre cele mai-smeche echipe și la cel mai tradit, pe echipa cu cea mai, mai veche cea mai veche din echipă din Polonia, să câștigi, cred că ați luat Cupa, nu? Cupa și Super Cupa. și Super Cupa, să ajungi capitan acolo și foarte mulți alții din generația ta, poate unii care erau mai buni, nu. Care când tu te uiți înapoi, care e principalul diferențiator? fotbalul propriu zis pentru mine, adică fotbalul cu adevărat profesionist, a început, cum am zis, la 21 de ani, 22 de ani. În fine, am stat mult, ca să fac o introducere scurtă, am stat mult pe la Liga 2, la Sangov 3 după ce am fost pe la Oradea, cu echipele astea care se înființează, se desfințează, am ajuns într-un final la Târgu Mureș, am promovat cu Târgu Mureș din Liga 2 în prima ligă, și după aceea m-am operat și am fost accidentat o perioadă și chiar atunci am cunoscut -o pe soția mea, deci sunt aproape 10 ani. Și din momentul ăla, sincer, multe lucruri s-au schimbat. În, nu m-a ajutat foarte mult în tot ceea ce am făcut. Și uh, asta a început prima oară cu, nu știu, cu nutriția. Era disperată după nutriția, avea grijă de mine. Eu, fiind mai tânăr, la 21-22 de ani, dai seama că nu stai să asculți ce zice la din stânga și în dreapta. Oarecum cum e normal? dar m-au ajutat și după aceea am ajuns să am jucat la Liga I la Târgu și am ajuns la Dinamo și din momentul în care am ajuns la Dinamo și mi-am îndeplinit practic un vis, pentru că atunci când eram mic și treceam pe lângă stadionul lui Dinamo, doar visam, eram Dinamo de mic, de tată în fiu, dar doar visam lucrul ăsta, am realizat că orice este posibil și ar trebui să fac lucruri mai multe pentru mine. Și din momentul ăla pot să zic că am avut o viață de, de robot, propriu zis, de robot. Adică mergeam la antrenament, mă întorceam acasă, iată ce deci am așteptat cu ce trebuia să mănânc, ce pasile trebuia să iau, cum trebuia să dorm toate cele și... Pe lângă asta foarte mult m-au ajutat și uh, lecțiile de mental coach. Am fost pacientul zero pe nișa asta, în fotbal, de mental coaching, unde am ajuns tot printr-o conjunctură, revin la ideea că dacă e dat să se întâmple, se va întâmpla, pentru că țin minte, eram la Dinamo și Cătălin Munteanu, împreună cu niște băieți, au fost cei care au fondat acest proiect și prima oară l-au chemat pe Stelianu Filip și pe Rotariu. Și Rotariu a zis, că, a zis că el nu merge și a zis Stelianu Filip, lasă că vine, hai. Și eu m-am dus, am avut o discuție, după aceea Stelian Filip n-a mai venit și am rămas doar eu. Și am început și aveam atunci o premiză foarte bună. Învățăm din trecut tot ce am făcut greșit și să le luăm ca pe niște lecții, Trăim pe prezent, dar ne concentrăm pe, pe, viitor. Ne pregătim pentru viitor și chiar am avut o, înainte de a pleca cu câteva luni, am avut o sesiune foarte, foarte mișto cu ei și chiar discutam despre lucrul acesta, că va urma, știam că va urma deja să fac pasul și cum voi putea să reușesc. Pentru că în momentul în care m-am dus în Polonia, nu mai eram Sergiu Hanca din România, care le știau toți de la Dinamo, de la Național, eram un simplu jucător străin pentru ei și atât. Și țin minte că chiar antrenorul spunea, tu, străin, venind aici, tu trebuie să fii de două, trei ori mai bun decât cel polonez, pentru că dacă nu, tu vei sta lângă mine pe bancă și el va juca. Noi de asta te aducem să faci diferență. Și cred că toate lucrurile acestea care le-am făcut robotizat așa de-a lungul anilor, cred că m-au ajutat foarte mult. Plus că în Polonia, sincer, a fost uh, perioada care m a maturizat cel mai mult. Am fost... Uh, este un popor rece, dar dacă știi să le câștigi respectul, își dau orice, dau orice pentru tine. Și cred că lucrul ăsta m-a, făcut să mă maturizez foarte mult și să, să văd lucrurile altfel din toate punctele de vedere. Bine, tu acum profitând de faptul că Andrei e aici le o, dat -o puternic. Nu, no, este pur adevăr, nu am de ce să, de ce să o laud. Te, te întrebi invers. Dacă ea ar trebui să să te de pe tine, dar tu să nu auzi ce zice, ce ar zice despre tine? Că sunt cea mai ambițioasă persoană pe care vă să văd? Asta crezi tu sau crezi tu că crede Sunt sigur. Sunt sigur. Și, și asta crezi eu despre mine. Că sunt mai ambițios decât oricine. Adică eu, dacă îmi pun în cap ceva, în, într-un decurs foarte scurt de timp, realizez. În ce moment al carierei tale ai avut Un sentiment de futuți morții, mă, te lasă că-ți arăt eu. Față de cine? <laughs> Cel mai pregnant. Oh, am avut, da, și de curând. Am avut de curând, da. Uh, am avut o poți să zic, o lecție pe care mi-am primit-o acum uh, recent, acum un an jumate, când m-am întors în țară. Am întors oarecum că am ales asta, dar am ales din motive personale, familiare. Și mi-am luat-o. Mi-am luat, mi luat Sincer, nici în ziua de astăzi am învățat lecția, înțeleg despre ce vorba, dar nu, încă nu mi ies anumite lucruri. Și ambiția mea, ego-ul, la, la, în perioada aceea a fost lasă că o să vedeți că eu am dreptate. Și aveam dreptate, doar că n-am mai rezistat. Mi era sunt prea disperat în momentul de față, nu știu, chiar vorbeam cu ea acum câteva seri și zicea ea, tu cred că nu realizezi, dar tu ești mai disperat și mai obsedat de fotbal în ziua de azi decât ai fost când erai tânăr. Pentru că simți că mai e doar câțiva ani? Pentru că m-am autorizat în primul rând, pentru că o să joc atât cât vreau eu, îmi cunosc ambiția și corpul și știu că o să joc atât cât vreau eu. Dar am și, am și alte planuri. Și pentru că poate văd și din alte puncte de vedere acum fotbalul, pentru că profitând că sunt în București acum, am început și școala de antrenor și îmi doresc să, să devin antrenor și poate că văd și din partea cealaltă a unui antrenor situațiile. Nu doar când ești fotbalist sau sportiv, e simplu, te gândești doar la tine. Dar când ești antrenor, mai ales la fotbal, ai o echipă de 20 de jucători care trebuie să-i înțelegi, trebuie să-i suporti, trebuie să-i ajuți, trebuie să-i faci să se dezvolte, să progreseze și poate că de asta vă diferi lucrurile. Bine, acum știi cum e, tu ai zis că ai să joci până când ai să vrei tu. Da. Bine, paranteza este să nu mai ne mergi de trei ori pe daua pe teren, că dacă mai, mai ajunge ajungi în jurul lui... Uh... Da, face parte din sport. Da? Eram într-o perioadă foarte bună, dar n-am -am ce să fac. Paradoxul e că în momentul în care m-am accidentat, Chiar nu, că, nu, nu căzuse mental deloc. Eram foarte, foarte bine. Mai greu mi-a fost mental în momentul în care am revenit la antrenamente în ianuarie și încă aveam dureri. Nu, nu, nu eram 100% refăcut, să zic, și mereu am fost genul să nu simt nimic ca să pot să mă duc 100%. Dacă nu mă antrenez 100%, nu, nu mă simt bine. Mă duc acasă și fac urât. Auzi, da, când când ești accident, ai, 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 fost accidentat de mai multe ori așa, mai nasol? Nu, asta a fost prima oară. Asta a fost prima oară? Prima oară, da. Tu ai rupt vreun jucător? No. <coughs> în match, într -un nu. În meci, într-un meci, nu, nu am limite, în sensul că nu protejez. Nu mă protejez nici pe mine, nici pe cei din jur, dar la antrenament mereu mă gândesc înainte de, nu știu, de a avea o intrare mai dură, mă gândesc și la, și la coleg. Pentru că nici mie nu mi-ar plăcea cineva să fie disperat. Deși am avut, am avut o grămadă de la antrenamente, nu mă menajau deloc, dar... Nu erau antrenamentele mai tari în Polonia ca în România? Erau dezastruoase, mai tari. În minutul 30, în primul <gânt> meci, în primul meci, în minutul 30, am fost schimbare. Am mă uitam în spate, jucam mijlocaj de dar râpă, român fiind jucat fundaj de geapta, și pe am întors și am spus, eu cer schimbare, mă, nu mai pot. Nu. Și râpă ce ai zis? Nici eu. Nu, nu, el era bine de tot, zice, nu mai stai, mai stai. nu mai stau, mă fac de rușine, ce să mai stau, gata, plec. Dar tocmai de asta, și acolo am avut antrenor personal, din a doua săptămână, după ce am început campionatul, nu, nu făceam față. Primele șase luni au fost de adaptare. Dar trăgeam de mine, nu, nu m-am lăsat uh, o secundă. Și îmi plăcea, simțeam că e mult mai diferit, mult mai intens și mult mai apreciat totul de cum era în țară. Țară, nu știu, mi s părea, mi s-a părut tot o păcăleală. O... În ce A, sens? În sensul că, nu știu, de exemplu, în sezonul când am fost la Dinamo, am fost cel mai mult jucător din țară și aveam impresia că gata, trebuie să merg să joc la Valencia, dau un exemplu. Și după aceea, când aveam meciuri internaționale, am jucat cu Bilbao, ferească Dumnezeu, am jucat acasă, a fost cum am fost pe arenă, terenul nasol, le săreau la papion, dar când ne-am dus la ei, nu mai înțeleg, auzeam numai sandwich alea, din, cu staniol, din tribuna alea le mai auzeau numai, nu mai înțelegeam nimic. Și atunci mi-am dat seama, e, e multă păcăleală, în România jucătorul român, mai ales cel tânăr, dacă o are reușite deja se gândește la, nu știu, la transferul, la echipa națională, în străinătate e diferit, chiar am văzut, am avut două, două întâmplări și la echipă, un jucător tânăr care dădea multe goluri, era disperat la antrenament, nu te mai înțelegeai cu el, voia să dea mai multe, mai multe. Zicea nu, dar ia le dă-le pe toate, lasă că nu le pe celălalt teren, Cău. nu mai avem loc de tine. În Polonia. Da. Și am mai avut o, o întâmplare, am jucat cu Leg Poza o echipă foarte bună, foarte hidratată din Polonia și eu sunt colecționar de tricouri și în timpul meciului, fiind mijlocat stânga, fundașul dreapta de la ei. Un băiat, nu știam că se are, după față avea 42, dar avea 18. A, deci mai că... tu cu alții. Da, zic că... Să facem și noi, te rog frumos, schimb de tricouri la sfârșit pentru colecția mea. Da, da, cum să nu. S-a terminat meciul, îl aștept acolo, ne întâlnim pe culoare, să zice, pai că vine, vine imediat, îți aduc tricou stau 5 minute, stau 10, tot îl așteptam, restul se bucurau, câștigasem, se bucurau în vestiar, eu stăteam pe hol și vine o maser de -le și zic, spune și tu, te rog frumos, lui Gumni să iasă și el, că îl aștept. Da, 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 mă duc. A intrat, a ieșit după 2 minute, zice, mai stai și tu 5 minute, te rog. Și zic, pe păi, cum să mai stau, de 10 minute deja. Și păi mai are puțină bicicletă și după aia ce -a Adică ei aveau bicicletă și el dădea la bicicletă după meci ca să scoată acidul lactic. Când la noi, cu tot respectul, mi îmi plac foarte mult, foarte mult îmi plac jucătorii tineri, dar dacă mai dai și un gol și joci -și, și bine... Dar lor meșcă, le place ce lactic să la ai, nu știu deja acasă, nu mai... Nici duși cred că nu face, face acasă, ce lasă că fac acasă. Asta e adevărul. Avem talent foarte mare, foarte mare. Sincer, cred că la talent nu ne putem compara cu, nu știu, yeah partea asta de Iugoslavia sau pe și fel de țări, dar la mentalitate suferim foarte mult, din păcate. Foarte mult. Auzi, apropo de bicicleta lui tu știi povestea cu Kobe Bryant, care se... Uh, îmi scapă cum îl cheamă pe la care povestea, acum e comentator, cred că la TNT, și care povestește că el juca la Lakers, uh, Kobe juca la Lakers, ăla a jucat pe la Charlotte ceva și... Uh, Aveau meci și bă, era în Los Angeles, Meciul. Și se duce ăsta, zice: "Bă, mă duc și eu un pic, mă, mă încălzesc până în dimineața meciului." Și când se duce în, în sală, Kobe Bryant era în sală deja. Și ăsta zice: îl vedeam că era deja transpirat, era nu știu ce. Eu mă duc, mă antrenez, obosesc." Kobe în continuare, era acolo, făcea game moves, adică nu era așa ceva soft. Eu când l-am văzut, m-am ambiționat și eu mai tare. Am mai tras și eu jumătate de oră cu Kobe Bryant tot acolo. La un moment dat, eu am abandonat condițiile în care Kobe era jucător titrat, ăsta era tânăr. M-am dus, am făcut un duș, când am ieșit, Kobe Bryant tot acolo. Ziceam, să stau să văd cât, cât poate să stea ăsta să se antreneze în ziua meciului. Și cam a zis că mai stat 10 minute și a strâns lucrurile și a plecat. Stau la hotel și se gândea, bă, stai, dai seama cât e de obosit. De seară avem o șansă, știi? Evident, vine meciul, cobile de dă 40 Ce și la sfârșitul meciului se duce la el și zice, bă, da, știi că dimineața am venit și te-am văzut antrenându-te. Mi se părea că eu când am intrat, tu te pregăteai de sfârșit, dar după aia mai durat încă o oră și încă o jumătate de oră după. Și ăsta s-a uitat la el și a zis, în momentul în care a intrat în sală, pentru mine miza a fost să-ți arăt că oricât tu te antrenezi, eu mă antrenez mai mult ca tine. Cam asta e diferența între ăla care dădea la bicicletă la acidul lactic și ăștia de la noi care vor să păstreze acidul lactic. Vorba lui Nea Gigi. Repetiție, repetiție, repetiție. Repetiție, Fii atent. Gigi, perfect, bravo. Aici vreau să ajung. Știi că Ceea ce, el avea mare dreptate în ce spunea acolo. Și că a fost dilema asta în care el a ăsta, Gigi și și a zis, bă, ăștia, nu știți, se antrenează 45 de minute sau nu știu cât dracu a zis, bă, nu se poate mă să te 45 de minute, adică trebuie să fac antrenamente ca lumea mai lungi, nu știu ce, și a venit și a zis, bă, nu vor. Care e, cum să zic, care e punctul în care tu ca antrenor poți să tragi de niște jucători care nu vor să se antreneze. Adică bănesc că, na, dacă nu vor, ce, ce pârghi ai ca să-i faci să facă ceea ce trebuie să facă? Asta e șmecherea la antrenor. Șmecherea e să-i să facă pe toți să se antreneze. Cred că asta, asta ar trebui să facă. Pentru că, asta e clar, cum zicea Gigi, nu te antrenezi, n-ai cum să joci, deci, la orice, orice și exerciții, când faci pentru tine sau când faci exerciții cu creierul, nu știu. Trebuie antrenament, antrenament continuu ca să, ca să ți iasă lucrurile. Și atunci asta e treaba antrenorului, să, de asta am zis că e mai diferite că să fii jucător sau antrenor, e treaba lui ca el să aibă un mesaj care să fie înțeles de toți 25, pentru că sunt personalități diferite, sunt caractere diferite, sunt străini, sunt români, și atunci tu trebuie să faci un ambient ca să-i aduci pe toți pe aceeași lungime, lungime de undă. Sau dacă nici așa nu reușești, atunci nu ai ce să faci. Disciplina, doar prin disciplină poți să, poți să reușești. În fiecare zi faci o dată de două ori, de trei ori. Acum nu știu eu personal, dacă nu mi-ar plăcea să fac ceva, dar aș fi obligat. Prima zi nu, a doua nu, a treia nu, a patra nu, a cincea nu, așa să zic, da, mă, lasă că îți arăt eu, știi? Fac ca să-ți că și eu pot, tot mai, tot mai e la mișto. Deci, cred că asta e, asta e ideea. Fete, n să te pun într-o poziție nasoală în care să trebuiască să vorbești de colegi fotbaliști. Dar uite, de exemplu, eu știu și uite, Victor lipsește. Eu știu că există, de exemplu, fotbaliști în campionatul României care sunt șmecheri de drept, titulari de drept și care la propriu vin la antrenament și nu se antrenează. Da, există am văzut pe setul la toate echipele, dar știi ce se întâmplă? Pe termen scurt îți iese, dar pe termen mediu sau lung te excluzi. Te auto -excluzi, de fapt. Pe unde? Pe că îl văd pe Marcoviș la Craiova în continuare și tot 10 kg în plus are. Acum, na. Mai, acolo sunt alte situații, probleme, nu e neapărat. E vorba și de asta, ziceam, e vorba și de antrenori sau de oamenii care țin un jucător în echipă sau... Nu știu, în România mult a devenit business, foarte multe echipe fac business, pentru că e normal, trebuie cumva să se susțină. Dacă ar fi toate echipele la, să aibă același buget, să aibă aceiași bani, să, nu știu, să provină jucători, să aibă condiții la academii, ar fi altfel, dar în momentul în care tu ai unul, doi junior, trei, câți o avea în academie, clar trebuie să-i promovezi ca să, ca să, se susțină clubul după aia, pe mai departe. Pentru că dacă nu, se întâmplă ce s-a întâmplat în ultima cu atâtea echipei. Bani de la primărie, insolvență, la revedere. Rămâi fără bani. Bani de la primărie, ciurdeală, insolvență, la revedere. Da. Ok, bun, și tu ca fotbalist, când ești cu echipier, cu unul care bă, nu se antrenează neam, vorbiți așa între voi, ăla zi, păi îi spui eu îi de două ori, îi spui de trei ori, de ce patru de ce? Cinci. El cum îți dat, că mai mai ce? pentru că se Mereu există când nu te uiți la tine și nu realizezi că tu greșești, mereu există o scuză, nu? Mereu găsim scuze și eu găseam scuze mai de mult, nu știu, când era mai, D a, că astăzi plouă, a, că astăzi e prea soare și nu pot să joc, că terenul nu e bun și mă sare, păi stai puțin, că toți jucăm pe același teren, toți avem aceleași condiții, nu e ca și cum, la unul de deci nu și la unul-i sare, știi, tocmai aici provine mentalitatea asta și mindset-ul. Depinde foarte mult, să știi, am observat în România și, și, situația de acasă. Foarte mulți jucători au o problemă, o problemă, au o situație dificilă acasă. Și nu mă refer aici neapărat financiară, mă refer ca și creștere. N-au avut părinți, n-au avut mamă, n-au avut tată, n-au, nu știu, au fost crescuți de unchi, de punici. Deci asta este o, o, situație. Și atunci este foarte important în momentul în care un om are, începe să aibă grijă de tine de mic, cum te formează dacă te formează că cum i-ar place lui sau i-ar plăcea lui să, să pe viitor, e greșit. Ar trebui urmați anumiți pași ca să vorbeam noi odată mai de mult, de exemplu despre Depai, dacă ți minte. Uh -huh. În momentul în care, chiar tu mi-ai spus și m-am documentat după, după aceea, și în momentul în care el s-a dus la Lyon, aceia i-au prezentat fișa postului, cum pot ei să-l ajute ca să progreseze, să nu se rateze. Totuși, el a ajuns la mine la o vârstă fragedă și nu a reușit cum a reușit mai târziu. Și uite, după Lyon a ajuns la Barcelona, la Atletico Madrid, adică echipe mult mai titrate decât ei. Și atunci e important să fii ajutat, dar să fii ajutat astfel încât să crești într-un frumos, să crești frumos, nu să crești forțat, doar de dragul de a fi vândut. Apropo de situațiile din familie, că după aia ajungem la fotbal și nu ne mai întoarcem la asta. Ai trei copii. Da. Ce ai învățat din experiența de părinte care ulterior te-a ajutat și la fotbal? Răbdare. Cea mai mare problemă am avut-o cu răbdarea toată viața. Aici. Nu am... N-am fost prieten cu ea deloc. Și acum nu am încotro. N-am încotro. Eu eram genul ăla, frumos, ai în mașină, tot aranjat, curat, frumos, mirositor, mergem acum când se urcă în mașină, înghețată, gumă, poală, dă o preză se mă în spate puțin, mă mai la un moment dat am zis, gata, nu, nu, mă, nu, mai fac față, explodez la un moment dat. Și atunci am învățat că mai bine am răbdare, trebuie să le acord atenție normal și le acord atenție tuturor, dar de când avem trei copii, sincer, viața mea s-a schimbat. Zici că lucrez la fabrică, nu sunt fotbalist. Știi că toată lumea are impresia, ai fotbalist, se trezește și merge la trameta acasă, liber. Nu, no, mă trezesc viața la șapte și la nouă jumate cat, leșinat, nici nu mai pot să le zic, noapte bună. Și asta am zis. Am devenit și puțin obsedat cu fotbalul, am devenit obsedat și pe partea asta de, nu știu, de investiții, de independență financiară, de chestii de genul. Tot pentru viitorul, pentru viitorul lor și pentru un confort, și atunci îmi place ceea ce fac, sincer. Dar asta cu răbdarea, chiar, chiar încep să o învăț. Încă nu o stăpânez, dar încep să o învăț. Asta cu răbdare, e mare lucru. Și cred că asta aș să spun eu dacă m-ar întreba cineva legat de, de copii. Deci, îmi dădeam seama, când era meu gen mic, îmi dădeam seama că e singura circunstanță în care vrei, nu vrei, trebuie să faci. Adică îmi dădeam seama că în general ai opțiuni. Nu răspunzi la telefon, îți scrie la un WhatsApp, te faci că plouă, îi zici că n-ai auzit, nu știu ce, la la la. Bă, în momentul în care știi că a dormit copilul o oră la prânz și e bebeluș, nu știu ce, se trezește și-l auzi că moțe și nu știu ce, nu-i zici, Dă-l mă măsa, că mai stau zis orice, la televizor. Nu te <laughs> <că> mai... <laughs> Știi? Adică n-ai ești condamnat în momentul ăla să do your fucking job. Adică și aia te dresează să ai o răbdare, vrei, nu vrei și cumva cred că ne ajută și, și substanțele astea din corpul nostru că te dai după chestia asta, că stăteam de vorbă cu nevastă mea care și ea este un monument de nerăbdare și spunea, bă, în primele luni Bun, gata, pot să zic. Gen, ne ne vați acum cu al doilea copil, am aflat de curând. Bravo. Și ce? Și ziceam, ziceam, bă, este așa de liniște în casă de vreo lună. Adică e. Să mă rog, parcă e alt om acasă. Bine, e și rău, e adevărat, da? Din, dincolo de asta, bă, e mult mai liniște. Și zic, bă, dar nu-ți vine să, nu știu, să. Nu, știu, nu te mai deranjează vasele din cuvetă nu te mai deranjează, nu știu care, nu te, adică chiar au dispărut, că sunt tot acolo, de le măsa, că dai seama că eu nu m-am schimbat așa repede. Și face, bă, nu știu mă, parcă nu mai arde de ele. Și zic, până da, poți să te înregistrez, că te înregistrezi și te dau tot pe tine după aia, că nu, ne mai, nu mă mai cert eu cu tine, te ascult tu pe tine data viitoare și ai să vezi că de fapt e aceeași combinație. Și îmi dădeam seama că Că îți dai seama, la un moment dat îți faci proiecții, deci ok, vin al doilea, mâncat, încep toate. Unde îl culci pe primul, unde îl pui pe al doilea, unde faci aia, unde faci aia și îmi dai seama că, bă, dacă n-ai nicio șansă dacă nu e totul cu răbdare. Nu. No. Nici pentru, o șansă. Pentru mine personal, cel mai greu e seara. Seara, nu știu, zici că e serial pe Netflix la noi în casă, când în fiecare seara altceva, adică când... Trebuie să iei pe toți, să-i cul, cool, să-i speli, să Zici că bagă ilegale toți. Pum, unul jos, unul sus, unul pleacă, unul vine. Strigi după unul, iese pe pușe celălalt. Deci e, e, un haos total. Și după aceea chiar, după aceea, când do, doarme toată lumea în casă și dăm și noi drumul la televizor, poate să ne mai la un serial sau mai ceva, și zic, Au, știi ce, ai, cred că mâine. La revedere. -am. Da, cred că lucrurile astea ne, cel puțin pe mine, mă, să zic, mă țin în bun, așa, mă țin, mă țin, mă țin energic. Ne plângem, dar ne place. Da, știi cum e, greu, dar e frumos și cred că e, sunt importante și lucrurile astea, ca să nu intervine monotonia, până la urmă. E continuă să faci copii, că dacă eu... Și cum a fost 2018, 2020, 2022, acum să vedem anul ăsta. Cum o lovim? <răși> <răși> Cum o vrea Dumnezeu? Chiar, chiar nu. Mi-am dorit. Noi ne-am dorit, de fapt, amândoi ne-am dorit câte trei copii, dar. Câte de trei fiecare? Cât, da, acum. Da. <răși> câte trei împreună. <răși> <răși> ne-am dorit trei copii, dar vedem dacă o să fie. momentul de față nu avem planul, dar niciodată nu se știe. Când ai revenit din Polonia în România, care a fost gândul care ulterior s-a dovedit a fi total eronat? Cum te gândeai că o să fie România, și după ce te-a lovit, s-a tras un pumn în bot, ai zis, ma. -a. Sincer, am rămas surprins de suporteri. Fiind plecat patru ani, când m-am întors, foarte multe stadioane au fost deja făcute, și parcă, nu știu, venit ăsta la stadioane. Era mult mai ridicat față de cum era când am plecat. Când am plecat. te ca, acum nu e nicio rușine, de exemplu, că vorbim de Iași, că ești de acolo. Acum când am jucat la Iași. Bine, viața în 1980! Văzut, da, încă îți spun, acela, la stadion, cu gești de piele, în tribună, cu toate cele, dar nu nu mi-a displăcut atât de rău față de cum a fost când am plecat. Totuși, s-a mai schimbat ceva, s-a mai modernizat puțin stadionul, să gazonul, adică în afară de Botușan și ea și nu știu în prima ligă ce, ce echipe mai au stadioane pe vechi așa. Companie Select. Dar uh, și oțelul acum. Dar care prea, care, e numi... foarte multe adică, care numitorul că... comun între astea trei? Moldova. Multă... <laughs> Bă, toate trei sunt Moldova. Poți să crezi. Deci trei echipe are Moldova, trei au stadioane de pe din anii 50, 30. Da, dar nu, uite, de exemplu... O, două stadioane la Târgoviști. Uite, ca nu e neapărat despre asta, și despre Târgu Mureș, că eu sunt de acolo. Nici la Târgu Mureș, nu este stadion și Târgu Mureș, și astea Târgu Mureș a văzut, amă mai echipa pe acum ceva vreme, adică deci, e echipă de tradiție, nu poți să zici că e o echipă. Dar... Aveți primar au... moldovean. Da, primar, Fântul. Păi, da, da, am găsit răspunsul și la ea Da. Mai sunt ungure în țară, că nu am nimic cu ei, dar uh, au făcut totuși treaba la Sepsi, la Mierculia Ciuca, adică se poate. Guvernul maghiar a investit. Deci, guvernul maghiar cred că are, nu vreau să exagerez, dar cred că are echipe în fiecare țară din Europa de vest, așa partea asta. Slovacia, Slovenia, Croația. Cred că în fiecare țară sponsorizează câte echipă și deține câte echipă. Și se vede la ei național. Au câștigat grupă cu Anglia, Italia și Germania. Și no, ne mai trebuie 20 de ani să avem un jucător ca să apăs la ei. Asta De ce crezi că vin mai mulți oameni la meciuri în Polonia, dincolo de stadion? Păi asta a fost prim, primul lucru să Pentru că altfel e când, nu știu, și eu ca suporter, dacă vreau să mă duc la un meci, altfel e când mă duc la, pe arena națională și știu că vine lumea și e o atmosferă mișto, sau altfel e când mă duc în pregie pe fostul stadion al sportului studențesc. Clar, e altă plăcere, te simți și tu altfel, că mergi și plătești ca suporter biletul ăla, nu știu, e altă, e emulație, dar în Polonia eu cred că ei sunt și pe lângă faptul că au stadioane toate echipele cred că sunt În primul rând Sunt și ca populație dublă Sunt 40 de milioane de locuitori Dar sunt mai fanatici, mult mai fanatici Adică na, știam De exemplu aici cu bătăi și chestii de genul Pe vremuri, dar în Cracovia Că vorbeam de Cracovia, noi aveam stadionul aici Era un parc Și vis-a-vis -vis era stadionul celor de la Visla Înainte de derbiuri Pe bune se întâlneau un parc cu macete Cu rânci, cu toate celea Și își dădeau până mureau Deci la propriu, nu, nu mimau bătaia, cum e la noi. că-ți dau, da, de la distanță. Cinema. Cinema, că îl bat, nu mai. Deci asta era, asta, asta era adevărul. Până când după aceea, bineînțeles că i-am închis, pentru că nu au, nu au agreat așa ceva, dar yeah. cred că erau mult mai fanatici. Și am întâlnit o, o chestie importantă. În România, știi cum e, dacă un meci, două, trei, o comiți, încep tot, că nu joci nimic, că ești pătit de că nu știu ce, îți mai au câteodată morți, familia, mm -hmm. Na, lucruri firești până la urmă ori. În țară liberă, dar în Polonia, sincer, cel puțin la echipă, la noi, am avut și o perioadă nasoală în care nu câștigasem șase meciuri și nimeni nu striga de misia, nimeni nu, mereu ne încurajau. Adică știau că există, sau înțelegeau probabil că au fost și momente foarte bune și momente mai puțin bune. Și atunci, E, diferent, e, diferența asta de mentalitate. Dar, bineînțeles, există și masa aia de suporteri care o țin doar pe a lor. Ei știu fotbal, ei sunt și conducători, și antrenori, și Bine, jucători, acum și... polonezii nici nu au la fel de mult în jurături ca noi. Eu am stat vreo șase luni în Polonia, am fost cu o bursă. Și evident, ce poate să vorbească studenții când se întâlnesc că experiențe multiculturale. Fiecare povestea în jurături. Și când le-am explicat larga paletă pe care noi o folosim, dar nici nu pot să le explic. Mi-a fost foarte greu să traduc, dar țin minte reacția unei colegi din Polonia care mi-a zis da. să știi că, care nu era neapărat o prințesă, mi-a zis să știi că acum cât te ascult, dacă mie mi-a spune cineva așa ceva, mie vine să plâng. Și zic, păi asta e și scopul jurături, să te facă să... Te... Adică vezi că suntem experți. Și atunci cred că noi românii avem, pe de-o parte ne ajută și limbajul, și doi, Acum eu știu că am să, am să îmi laud echipa, dar cred că anul ăsta rapid și suporterii rapidului fac primul pas spre civilizarea cum să zic, mediului per total. Deci acolo se întâmplă mai multe lucruri. Unu, dacă te duci pe stadion, așa îți seama, eu n-am crezut chestia asta, că e, că e stadionul nou, vin alți oameni. Nu, pe stadion nou vin alți oameni. Deci eu am fost pe Giuleștiul vechi, am fost pe Giuleștiul nou. -a -a, să zic. Vin o... alți oameni, câte primit, familii copii. pentru că am primit și pungi cu pipi în ele pe Giuleștiul vechi. În cap la propriu, adică nu... Deci Bă, oficial aruncau... Dacă ai să joci în play-off... și aruncau direct pe noi jos. Dacă trebuie. ai să joci cu petrolul în play-off în ultima etapă pentru campionat, mari șanse să le reprimești. Cum ai spus tu, stadioanele noi aduce lume nouă la stadion. Aduc, perfect, aduc lume nouă, asta odată. Aici am văzut părinți, copii, femei, mult mai multe ca oricând, am fost cu nevastă mea și am zis, bă, sincer, nu aveam nicio expectanță, dar chiar e mișto aici, îmi place, nu știu ce la asta odată. Doi, a avut rapid seria aia de cinci galuri, frân, frângeri, nu știu ce, cu Bergodia acum prin ianuarie, când nu avea atacanți, se juca cu atacanți de împrumut, cu țumuri și cine mai era. Nu a strigat galeria. Ok, a fost pe fost la tribuna a doua, nu știu ce, dar nu s-a și știu că nici nu s-a luat în calcul nicio secundă demiterea de lui Bergodi. Ceea ce era important, că era An Centenar, s-au bă, băgat niște bani până atunci. If anything, șucu a făcut fix pe dos. A băgat un purcoi de bani, fix după aia, a adus atacanți, avem inflație de atacanți, avem vreo șapte pe trei poziții. Și mi se pare că, inclusiv când nu a mers jocul, nu știu, când au fost el, au bătut, dar nu a mers jocul, nu știu ce. Bă, Giuleștiu, care era nerăbdător prin definiție, a devenit cel mai mare asset pe care poate să-l aibă echipa. Să adevărat. Și de asta, chiar și când jocul nu merge, au rezultate. S-a creat un spirit, în primul rând. Au trecut în partea asta profesionistă a lucrurilor, chiar fac lucrurile, din punct de vedere, într-un mod profesionist. Și cum nu foarte multă lume le au șanse, dar acum au reale șanse, ușor-ușor se apropie de, de locul întâi. La față de asta că vorbeam de un lucru profesionist, chiar am întâlnit eu la Cracovia cu fostul nostru patron, Dumnezeu să-l ierte că a murit recent în decembrie, patronul pe care l-am întâlnit eu acolo când, când am ajuns. E unul dintre cei mai bogați polonezi, nu? Da, avea o firmă de IT care lucrează într-o guvern și uh, spitale private. Deci era la un nivel foarte bun, dar era un om foarte modest, nu știu cum să zic, adică niciodată venea mereu singur, venea cu noi, în glumea, adică era ceva diferit față de cum ar arăta un patron de nivelul lui. Și uh, chiar am întâlnit odată, aveam o serie nasoală în care nu, nu câștigam nici cum, făceam egalul și pierdeam și după o înfrângere, a intrat în vestiar și a zis, uite, vreau să vă spun ceva, chiar jucasem foarte bine meciul, dar am pierdut acasă. Și a zis, mi-a plăcut foarte mult cum ați jucat, ca să vedeți că nu există niciun fel de presiune, de schimbare a sau ceva, nimic, astăzi primiți prima ca și cum ați fi câștigat. Și omul ne-a dat prima la înfrângere. Stăm așa și omul cum se prima la înfrângere, că n-am pățit așa în viața mea, adică eu joc ca să câștig, să câștig bani, și tu îmi dai primă că am jucat bine, dar am pierdut. Și asta arată că lucrurile pot fi făcute și într-un mod profesionist și, și nu e doar presiunea aia a rezultatului. Adică cred că e mai important long vision așa ceva decât, decât, rezultate pe termen scurt. Care dacă te focusezi doar pe rezultate și nu te focusezi pe progres, nu o să progresezi niciodată. Fiecare sportiv fiecare fotbalist, fiecare sportiv are în viață fiecare om într-un final, are în viață câteva persoane care se dovedesc ca fi ori la momentul respectiv dar nu-ți dai seama, ori îți dai seama dar ulterior când privești înapoi esențiale pentru evoluția lui ca om slash ca fotbalist. Cine a fost pentru tine și când? Prima a fost soția mea, că am cunoscut-o de atunci a început. După aceea a fost uh, Neandu la Dinamo. Neandu e omul care m-a ajutat foarte mult, am evoluat foarte mult uh, sub comanda lui, dar în același timp, uh, să zic, mereu stăteam cu el, era un om foarte deschis cel el fiind un investitor și un parte asta de investiții financiare mai ales și avem foarte multe afaceri, uh, și făcea plăcere să ne, să ne educe din punctul ăsta de vedere financiar, sincer. Și chiar stăteam toți holbați la el, îl asculta, de seama, vorbea de sume enorme, dar uh, ne deschidea așa apetitul ca să facem ceva și noi, nu doar să producem și să cheltuim. Și uh, antrenorul din Polonia, care a fost singurul meu tătic din fotbal, să zic în ghilimele, că fiecare jucător are câte un tătic sau mai mult, dar el a fost singurul meu tătic și, și patronul, cred că de la Cracovia, care, sincer, financiar a fost persoana care mi-a dat cel mai mult ca să zic așa. Da, trenorul pe care l-ai avut la Cracovia la care acum e selecționerul Poloniei, nu? Da, da. da. doi ani jumate am fost cu el și după ce a plecat. El mai era deja de doi ani acolo și s-a dus la Under-21 și acum e la Naționala Mare. La un om, nu știu, n-am văzut o intuiție, ca la om acela n-am văzut, n-am văzut la nimeni. de a dreptul, adică și că era vrăjitor. Ce înseamnă intuiție la un antrenor? Nu, și spun o poveste, de exemplu. Aveam aici luni, vinerea a intrat în veseră a început să urle, că voi nu știți să jucați dacă cealaltă echipă are roșu, că așa, urla la noi ca și cum s-a întâmplat ceva de genul și nu ne-a ieșit. Am ieșit afară în vinere, am antrenat 10 contra 11, sâmbătă 10 contra 11, duminică 10 contra 11, era haos total la treabă. Și pentru noi ăștia 11 titulare și pentru ea 10 rezerve. Nimeni nu înțelegea nimic, nu ne ieșea nimic. În luna la meci, minutul 10, adversar roșu. 10. M-am uitat la rupă, mă uitam în spate, să uitat la mine, ca doi ploși în unul altul, Ziceam, bă, ce facem, că zici că a jucat la pariurile asta. de drept. Și am câștigat exact cum ne-a spus el. Stăteam la antrenamente, după antrenamente, dădeam lovituri libere, zicea, execută așa, dai gol. Urma meciul, executam așa, de gol. Deci nu, era ceva de nedescris. Nu, nu, nu credeam că pot să Întâlnesc așa ceva. Mi-ai zis de mental coaching, mi-ai zis de dietă. Știu că tu ai o dietă specială. Da. Adu-mi aminte, că am încercat să-mi aduc aminte ca să fac întrebarea de așa natură, dar nu mă aduceam aminte decât că erai alergic la foarte multe lucruri, nu? Intoleranță, foarte multe, da. Are, în, Pol în Polonia le-am le descoperit, am fost odată la națională, m-am accidentat Trebuia să stau patru săptămâni să, să-mi revin. Am stat șase și tot nu-mi revenise. Și am să apoi intru la antrenament așa. Am intrat la antrenament recidivă. Și nu, nu mai înțelegeam. Am făcut toate tratamentele din lume. Am luat toate pastilele din lume. Am făcut tot. Până la un moment dat, când în perioada aia eu m-am în octombrie, în noiembrie era iar selecția la echipa națională și un portar de la noi de la Cracovia a fost convocat la Naționala Poloniei. Și acolo era Lewandowski, bineînțeles, care are o dietă gluten-free, lactose free no sugar, no, mai nimic. Tot, tot de la nevăzi. Probabil. Da, no, probabil no, no, e no, nutriționistă. No. Și vorbea de un test genetic. Și când s-a întors, l-am întrebat eu, bineînțeles, de curiozitate, ca să aflu și eu, un fotbalist mare, cum, cum ești. Mi-a zis, uite, el a făcut un test genetic, a făcut aia. aia. M-am interesat, după ce am început și eu. Mi-am făcut testul genetic. Mi-am făcut. Uh... Test de sânge, test de micro, Intest... micro... Da. Așa. Și uh, încă un test, nu mai știu exact. Patru teste știu că am făcut. Și după ce, după vreo două luni, am primit o carte atât, cred că am început să o citesc. Ce? Deci nu a existat aliment pe care să nu-l fi consumat de când am eu amintiri în fiecare zi. Și. Mă trezeam o zi așa, o zi așa, o zi așa. Săptămâna asta eram bine, săptămâna viitoare nu eram bine și nu înțelegeam. Păi, deci nu pot să fiu constant că fac același lucru, dorm la fel, mănânc la fel, fac toate lucrurile la fel, dar nu sunt constant. Și am văzut acolo toate intoleran intoleranțele pe care le-am avut și de momentul am zis gata, stop. Mai sunt, nu, nu am de ce să mint, mai sunt uh, ocazii în vacanță când se termină totul și am două săptămâni, trei săptămâni de vacanță, când poate o mai comin din punctul ăsta de vedere culinar, dar nu mă simt bine. am niște regrete după de, nu-ți poți imagina. Păi bu, și ce mănânci? Nu știu, de exemplu, nu mănânc gluten, pentru că am intoleranță. Mănânc pâine normală, că îți dai seama, eu oriunde mă duc la restaurant aici în țară, mă duc cu pâine în uh, geantă. Am fost la un restaurant și mi-a spus, aduc pâine, zic, nu cam eu aici, stai că am să aici, să <laughs> <laughs> pun pe masă. Adică, mergem în străinătate, îți dai seama, că nu mă duc la magazin să cumpăr pâine sau așa, mănânc ce mănâncă e sau fel ce fel, nu fac sacrificii, dacă le-ai dar pentru mine nu sunt sacrificii, că e un, e un, nivel de, nu știu cum să zic, un nivel la care am ajuns în care nu, pur și simplu nu mai pot să mănânc lucrurile la care mă inflamează, nu mă simt bine eu cu mine și atunci mai bine nu, nu încerc. Am vorbit de ce face Gigi cu antrenamentele, dar vreau să te întreb, mai, au, erau patroni în Polonia care fac ce fac cei din România? Ca să ne lămurim. Ce face Gigi, că face el schimbări și nu știu ce? Nu e singurul, dar doar despre el se știe. Da, exact. Nu am întâlnit, sincer. Nu am întâlnit și chiar am întrebat. Antrenorul ăsta pe care l-a fost asemănăt Cracovia, care acum e la Națională, mi-a zis că nu a întâlnit de genul, dar a avut o situație dificilă la fostului club, la Iaghelonia, pentru că erau șapte patroni. Și fiecare venea, vezi că știe un jucător bun, vezi că știe un antrenor bun, vezi că știi. Și atunci era greu șapte persoane să ajungă la același consens în privința jucătorilor sau antrenorilor. Și chiar aveau la un moment dat o, o chestie, fiecare venea cu câte o propunere, o băgau în laptop în programul lor și ca cea GBT, știi? Îi scotea la fiecare ca să vadă care e mai potrivit pentru munca respectivă. Dar în rest a zis că nu a avut niciodată mereu. Antrenorii de obicei sunt ca un fel de manager în Polonia. E deci tot. Transferuri, cine vine, cine pleacă, cine rămâne, cred că se bagă și la salarii, inclusiv să negocieze. Adică nu ne stau ei în birou să negocieze, dar ei aprobă, da? Sau nu, dacă, dacă e cazul. Curiozitate legată de antrenori. Stai și mă gândeam cu, de exemplu, uite, echipa din orașul meu trece printr-o perioadă mai nasoală, să zice că ar trebui să îl schimbe pe ă, ăsta, pe grozavă, da? Bun. Am stat și m-am gândit într-o seară, nu întâmplător, dar m-am gândit într-o seară. Zic, bă, hai să vedem cu cine ai putea schimba pe acest antrenor. Și te uiți la aia care sunt liberi, care au licență, care, în fine, mai multe chestii din astea care... Păi România nu există niciun antrenor care să nu fie antrenat măcar cinci echipe. Este un învârteală din asta în care unul aruncă de prost, altul lea de bun ca să-l arunce de prost, ca să de altul de bun. Ca să... Adică mi se pare o păcăleală din asta în care nicăieri în lume nu se mai întâmplă asta. Adică în nici într-un domeniu nu mai există să iei constant ce aruncă alții și să crezi că e bun. Și revenim la ce spuneam până aici. E și vina celor care dau ordine, probabil. Pentru că în e diferit. Cred că antrenorii, asta zic, merg și semnează pe baza unui proiect. Aici toată lumea se uită la rezultate. Și asta e adevărat. N-ai Superliga, cum ai spus, Leo Grozavu, nu are... Pentru mine, de exemplu, este antrenorul care mi-a Chimbat percepția despre fotbal când l-am întâlnit la 20 de ani. Deci, la o discuție 20 de minute cu el, am văzut fotbalul diferit față de cum îl vedeam eu până atunci. Dar eu cred că dacă nu ai rezultate, la revedere, trebuie să vină altul ca să ai rezultate. Că până la urmă, urme, unele trebuie să salveze de la retrogradare, depinde banii de la televiziune, dacă pică nu mai primezi banii ăia. Adică tot ne întoarcem la bugete și ne mai ducem în spate și toate sunt corelate așa, sunt foarte strânse și cred că astea sunt, sunt cauzele. În plus că fiecare zice, avem un proiect, avem un proiect, ai pierdut trei meciuri, la revedere. Hai că vine altul la proiect. Nu mai <laughs> apuște. Auzi, dar cum te, cum îți explici că aproape niciun jucător care a ieșit de la Academia lui Hagi nu a reușit în străinătate? Începând cu fis. Ca și talent, sincer, dintre toți jucătorii pe care i-am simțit și în teren și ca și colegi, ca ne-am întâlnit și la Națională, pentru mine să a cel mai mare talent pe care l-am văzut vreodată. Și am văzut multe talente la viață. Dar asta, nu știu, poate revenim la ideea de academii de juniori, de felul cum sunt crescuți copiii, de câtă importanță le acordă antrenorii, nutriției lor, progresului lor, antrenamentele, antrenamentelor lor. Adică cred că suferim foarte mult din punct de vedere fizic față cu ceilalți. Poate și nativ, că nu poți să compari un român cu un iugoslav sau un balcan, nu știu, zic și eu, dar... Așa crezi? Da, fizic 100% nativ. Adică am văzut jucători, nu știu, Bosnia, Muntenegru, care sunt potrați și... Bă, adevărat, că e adevărat nu, nu prea crezi Mitrovici la noi. Și, da, și nu doar el, mulți alți și sunt jucător care eu știu că dorm în sală și nu se vede atât de mult ca pe ei aici deci, e și genetică treaba, cum spuneam față de intoleranță, dar eu cred că mentalitatea și e, la Hagi e diferit față de ce, ce e în România Hagi face fotbal fotbalul fotbal, 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 Gigi, repetiți repetiți, repetiți, repetiți te repetiți. și atunci de ce nu reușește de... el știe cum să-i țină în pe toți știe cum să scoată maxim de la fiecare. E când merg în alte echipe, altă mentalitate, alte cerințe, nu e așa ușor să te adaptezi. Bă, da, mi se pare că suntem așa de o sensibilitate extraordinară. Da, nu știm, nu cum spune. schimbăm o leacă? Ok, înțeleg, nu știu. Nistor nu putea să învețe franceză, că e greu de la paznic să înveți franceză. Și s-a întors și rupea din nou în România, era foarte bun. Înțeleg că sunt niște bariere care sunt și intelectuale uneori. Bă, ce da, se întâmplă sunt chestii fizice, chiar niciunul, mă, frate. Sunt, fratele. sunt momente când mergi în străinătate, te lovești de, ră, de, greu, să zic, și poate atunci nu ai ambiția necesară ca să treci peste. Dar acum depinde ce vorbim noi despre fotbal mare, că dacă vorbim despre fotbal mare, avem jucători transferă la Atletico Madrid și la Tottenham. Adică se poate, nu? Clar se poate, nu putem zice că n-au reușit. Drăgușin s-a dus la Tottenham, nu s-a dus la Palermo, dau un exemplu. Noroc că n-a fost crescut în România. Și asta, iar revenim la Academia, a fost crescut în străinătate. Nu știu, îți dau un exemplu de un jucător de care eu știu că au o impresie foarte bună și chiar este foarte bun, Racovițan, la fel. A fost la Poteșan și a plecat la Racov, care, care a ieșit campion în Polonia, dar a fost crescut în Franța. Adică, plus că cred că la copii a dispărut și fotbalul ăsta, nu știu cum să zic, de cartier. De exemplu, citeam uh, acum un timp că în Franța au dat o lege, în fiecare cartier e obligat un teren de fotbal sau de basket să aibă. La noi nu știu un parcuri câte terenuri de fotbal sau de basket sunt, așa dacă te duci prin toate cartierele. Nu prea sunt și normal. Copiii merg la școală, ce zic, C aia că jucăm fotbal, uh, aș... La educație fizică, dar dacă joacă și fotbal la educație fizică, cum jucam eu, că nu mergeam la nicio oră. Auzi, dar la Rakov, wow. așa că ai adus aminte de RACOV, la RACOV era uh, antrenorul ăla care era uh, sărit de pe fix? Da. da la el, era. au promovat echipa din Liga 4 la prima, prima Liga, a campionatul și s-a lăsat. Și trebuie a zis că nu mai vrea să antreneze, el vrea să stea doi ani acasă să învețe engleză. <laughs> Asta e să îi punea să facă ceva, mi-a povestit ceva și cred că nu mi-aduc -am aminte ce îi punea pe jucători să fie facă. Fiecare, după fiecare meci le dă o foaie cu cinci întrebări și era cum ți s-a părut meciul ca intensitate astăzi, cum ți s-a părut adversarul direct, cum ți s-a părut echipa noastră. Fel și fel de întrebări, cinci întrebări. Și cu pixul în autocar sau în vestiar trebuia să scrii. După meci imediat. Lua foile și le țina. Nu vorbea cu niciun jucător, doar cu capitanul echipei nu avea dialog cu nimeni, nu vorbea engleză de loc, doar poloneză. I-a zis din prima zi, vreți să ne înțelegem, merge și învățați limba polona. Dacă nu, la revedere. Următorul. A ajuns săracul Sorescu cu întrebarea unui liniuț, întrebarea doi liniuț, întrebarea trei liniuț. Da, i-a fost, fost, greu, chiar am vorbit cu el și a fost greu. Acum a plecat în promoț, pentru că a pierdut startul la început și nu e ușor. Ai cripto? Ai, ai cripto, știu că ai cripto să te Când ai auzit de cripto prima oară? Și cum a început în 2021, în 2021, ianuarie, februarie. Țin că a fost 2020 pandemia, am făcut revedere atunci în țară, că nu se putea pleca nicăieri. Eram bucuros că am ajuns în țară să facem măcar sărbătorile cu familia. Și 2021 aveam un prieten care tot posta pe Insta, la story, că a făcut 100 de dolari, că a făcut 200, că a făcut 300. După vreo 200 săptămâni am dat mesaj, frate, vezi că ai luat un virus, că tot îți intră din alea, că ai făcut bani, știi, să nu... <laughs> și nu mă, nu virus, chiar am făcut, zic, bă, lasă mai ai făcut. cum ai făcut, așa ușor faceți voi bani, zic, da. <laughs> și mai aia și am stat și am povestit, mi-a zis prima oară de proiectul ăsta rămâneți de Multiverse să mă, să facem, să fac și eu. Și am început câte puțin, câte puțin, câte puțin și nu știu cum s-a nimerit, că am prins direct început de bull market atunci când eram. Plecam de la hotel, mă uitam pe aplicație, aveam 200 de dolari, ajungeam la meci, aveam 400. Zic, stă -mă, că mai bine stau în vestiar cu telefonul <laughs> decât să mai joc, că fac mai mulți bani. <laughs> și m-a luat așa, treptat, treptat, până am intrat în mai mult. am început să mă documentez, am început să... Cred că atunci ne-am și cunoscut să vorbesc cu fel și fel de persoane, să-mi explice mai pe larg și mai pe înțelesul meu și tot a fost mișto până numai în, în 2021, când atunci am intrat în depresie direct. De neoforie direct în depresie. Țin minte, eram, venit eram acasă, să dinase campionatul. să s uh, și portofoliu tot atunci. la masă în Bucătărești, trebuia să plecăm la aeroport și eram cu niște prieteni la noi să ne ducă la aeroport și deschid nu mai știu pe ce aplicație era. Și când am deschis, am văzut minus 60%, cred că dintr-o dată. Am ieșit, i-am dat scroll și zic, stai să mai dată, că ceva nu e ok. Când am văzut, nu știam cum să îi zic Andrei, zic, bă, cred că e bine, cred că nu e bine. Să-i zic, zese mea, că o față. Am plecat la aeroport, nu i-am spus, când am ajuns în vacanță, când am ajuns mai mult, încă 30%. Și atunci am stat și am zis, știi ce, dacă am intrat acum în oră, jucăm până la cap, nu mai... Și atunci am avut un moment în care așa eram mântre, dar după ce am început să citesc din urmă ce s-a întâmplat în ciclurile anterioare și, și am înțeles că totul e ciclic și pare sunt momentele în care poți să produci cum ar veni. Ai vorbit cu cool. alți sportivi, fotbaliști despre cripto? Da. Păi la Cracovia, 2000, tot așa, în 2021, la un moment dat, aveam ședință în fiecare, am fiecare zi, înainte de antrenament. Aveam prezența la 12, ne vedeam la 11 ședință. Unul și intrase într-un grup unde plătea nu știu cât să primească informații. Unul celălalt, le împărtășeam, le schimbam de informații. Dar tu celălalt, ce am ai luat aia, tu celălalt, ce am ai luat aia. Și... Da, era... Na, da, ne așa. Mai nasol a fost când scădeau toate și era totul roșu atunci. Nu vă mai trăneați la 11. Era, nu am mai venea la 12. Ne vedem direct la 12. <laughs> da. da. Auzi, dar apropo de, de, bani și de educație financiară, tu ai zis că ai avut o, o situație materială ok acasă. Da. În momentul în care ai început să faci ceea ce, mă rog, defineai tu ca fiind, bă, bani mulți. Care a fost momentul și cum l-ai perceput? Când ai zis, gata frate, am pus o eșmecherie să fii fotbalist profesionist? Când am plecat în străinătate. La Dinamo aveam un salariu mic pentru fotbal din punctul meu de vedere, mare pentru omul de rând curând, dar... Ce înseamnă mic? Aveam 3500 de euro. Și... Uh, aveam salariu 3500 și căpteam 5000. Adică, dar nu-i cheltuiam, să nu înțelegi că cheltuiam pe prostie, adică o mie era preparatorul fizic, o mie era nutriționist, o, mie, zic și eu așa. Adică nu, păi des, nu ce nu scorgeam banii pe prostie, nu ieșeam la cluburi, nu maxim ce ieșeam, mai ieșeam la un film, la un restaurant sau chestii de genul. Adică Câte ne avea preparator fizic la Dinamo? Ba da, dar nu e totuna când mergi la echipă și e un preparator care se ocupa de 25? Sau uh, aloci o oră sau două ore sau cât ai nevoie ca să-ți dezvolți performanțele tale, să știi pe ce ai de lucrat mai mult, să te să progresezi și toate cele. Și am investit foarte mult, toți banii investiți, am simțit, toți banii erau investiți în, în, mine, în progresul meu ca și sportiv. Și după ce, după ce am plecat în, în străinătate, atunci am început să văd diferența de bani, dar, sincer, în momentul în care am semnat a doua oară cu Cracovia, am semnat trei contracte cu ei. În decurs de un an jumate cred că trei contracte am semnat. Am semnat în ianuarie 2019, în iunie 2019 și în 2021 încă unul. Am avut cel mai mare contract din istorie, șapte ani, când normal erau cinci. Am avut 2 plus 5, ceva de gen. Deci tu ai semnat în 2021 pe cinci ani? Da. Nu. Nu. 2000, capitan, era. În 2020 am semnat Erai pe, pe 5 ani. Da. În 2020 am început să fiu capitan. În 2020 am semnat pe 5 ani și mai aveam un an jumate din spate. Și uh, atunci am văzut că se pot face bani mulți, dar în același timp nu nu mă mulțumeam sincer, cu Adică știam că pot să fac mult mai mulți, atât din fotbal, cât și din alte lucruri banii pe care îi produceam din fotbal. Sincer, mai sunt regulile alea, cum zic unii, că investește 20, 30, nu, eu investeam tot. Nu, foarte puțin pentru noi, pentru familie și în rest cădeam de cu un acord, găseam fel și fel de lucruri și investeam toți banii. Adică nu ne țineam în bancă să îmi ceară le explicații când discut toți. Deci, am stat de vorbă și cu Victor despre uh, fotbaliști și mentalitatea lor atunci când vine vorba despre bani. Când Inițial întrebarea era cum te simți când ai fost constant cel mai deștept din vestiarele pe care ai fost. Dar reformulând-o în condițiile în care sunt convins că vedeai mulți colegi fotbaliști care își fac praf, banii din strângi din sport. Da. Îi vedeai ducându-se la vale. De ce se întâmpla lucrul ăla? Care mirajul? Ce nu te urcă? Da un nume, că nu îmi nu place sincer, să vorbesc așa la general. Nu vorbesc în particular, dar sunt, aveam colegi, de exemplu, care câștigau, nu știu, 15.000, 20.000 de euro pe lună, pe 15 primeau bani și pe 17 încerau bani împrumut. Și vorbim de 15.000, 20.000. Ce făceau? Gambling? Deci au, mi-au blocat cardul, trimite -mi, te rog, pe Revolut, că îți dau eu pe card și am zis, nu, îmi trimis tu pe card și îți trimis eu după aia pe Revolut, sau invers, îmi trimis tu pe card și îți dau eu pe Revolut. După aceea să aflu că se jucau au băgat în G-pop și nu știu, eu nu mă pricep, sincer, doar ce am auzit de jocuri, că nu, fel și fel de jocuri, aveau câte zeci de mii, sute de mii băgate în jocuri. Counter-Strike, cuțite virtuale luate de șapte mii, opt mii de euro, adică pe bune nu, nu se jucau, știi? Și cred că asta datorită lipsei lor financiare, în primul rând. Astea sunt cazurile mai nasoale, dar să știi că știu foarte mulți, foarte mulți sportivi, fotbaliști, că mai mult cunosc din zona asta, care sunt foarte preocupați de, de partea asta și mai ales în ziua de azi, accesul ăsta la informații peste tot, cred că i-a deșteptat pe mulți. Și foarte mulți încearcă pe cât de mult posibil să, să urmeze pașii astfel încât să ajungă la o independență financiară, că toată lumea știe, viața unui sportiv e scurtă. Dacă zici acum, vezi că mai ai 15 ani, cum zice, 15 ani câte o face, dar nu e chiar așa. Trece foarte repede. Ne apropiem de sfârșit. Zi-mi întrebarea pentru mine. Care e cel mai mare regret al tău? M-am gândit de fiecare dată când uh, erau chestii legate de regrete și mi-am dat seama cât de mult nu-mi place răspunsul că n-am niciun regret. Aia este... Îmi este greu să-mi imaginez că există oameni care nu au niciun regret. Adică mi se pare cumva împotriva firii, cumva ciudat. Cred că cel mai mare regret pe care l-am, dar care, ca să zic, n-a fost, adică a fost conștient că merg pe alt drum, a fost că nu m-am făcut profesor. Că când am făcut facultatea de istorie, eu la mine în cap vreau să mă fac profesor. Adică de hobby, nu de... Că vreau să fac business și profesor să mă duc să-mi fac eu, că that's my mojo, știi? Uh, mie mi-a plăcut cât am făcut practică. Trebuia să facem practică șase luni, cred. Eu am făcut-o vreun an de zile Uh, mă duceam cu japca, mă rugam pe la fostele mele profesoare să mă lase Să mă duc să stau de vorbă cu, uh, cu ăștia, cu, cu elevii Și am vrut să mă fac profesor de școală, nu de universitate Că la universitate uh, mi-au zis după aia să, să rămân și mi s-a părut un mediu prea de căcat. Uh, Dar pentru profesor de școală la mine, în școală unde am învățat Ăla cred că rămâne cel mai mare regret, că e cumva water under the bridge, că așa pe restul le putem face, că ai tot fel de chestii, asta care la un moment dat se mai pot întoarce. Dar asta e, e water under the bridge. Ce caracteristică scoatem de la toți românii și ce caracteristică adăugăm la toți românii ca să fim un popor mai cu potențial, nu cu potențial, cu perspective mai bune? eu scoate chestia asta. Gen, mama, dar ce are ăla? Cât face el, Cum face ăla? Adică, cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe noi ca să progresăm decât să ne plângem ce a făcut altul. Cred că asta, eu personal asta aș face prima și prima Asta e scoate și ce băga? concentrarea asta pe tine, dezvoltarea asta personală mai mult să se... Dar nu scoate, nu, 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 nu băga, nu scoate și băga aceleași lucruri. Ah. Deci sco sco scoatem invidie. E un fel de să ca capra vecinului, că pe asta am mai da, -o. invidia. Și suntem o invidia. Și ce băgăm? Deschiderea către networking, nu știu, să, să iasă mai mult Chiar am prieteni care investesc foarte mulți bani și cheltuie o grămadă de bani pentru networking. Cred că networking ziua de astăzi este ceva, este cea mai scumpă informație, părerea mea. Top răspuns mi-a plăcut mult asta. Păi știi cum l-a pregătit, că mi l-a dat pe celălalt mai devreme. Uh, știi ce vreau să te întreb, fiată, apropo de asta. Teoria mea legată de că să moară capra vecinului pleacă de la faptul că cred că toate țările care au fost comuniste, pe fondul penuriei de toate, știi, mereu când ai senzația e că ai vrea să ai, te oftici, te nu știu ce. Polonezii au fost și au fost și ei sub comunism. E adevărat, n-au avut, cum să zic, dimensiunea demenței lui Ceaușescu să-și plătească toate datoriile și să stea toată lumea fără apă caldă și la coadă și mâncare pe cartelă. Dar tu știi că eu cât am stat în Polonia, n-am văzut asta. E interesant. Ei srăi, să bulangii în cuvintele noastre. Mai în afară de salut, salut, nu, nu prea schimbăm nu știu așa, schimb de replici antrenamente sau de fotbal, dar în rest, nu, să te as, să vorbim, ce faci, cum ești, ești bine. Salut, salut, la revedere, fiecare treaba lui și la revedere, nu-l interesa cum arăți, cum te îmbraci, cum... Au, ne place, să trebuie să mă îmbrac așa, că mă vede ăla, că poate am adida și murtare, că... Chestiile astea care nu prea au valoare, sincer, reală. Am și pentru tine niște fire questions la care trebuie să răspunzi cât mai scurt, și cât mai uh, țintit. Cel mai bun antrenor pe care l-ai avut? Robiș. Dacă ar fi să numești un singur vinovat pentru starea în care a ajuns fotbalul românesc, care e? Un singur vinovat? Sunt mai mulți. Uh... Mentalitatea românului. Cel mai bun tânăr jucător român. Sub 21 de ani. O să Am apreciat că nu s-a bucurat la gol. Mm. Ce te-ai fi făcut dacă nu erai fotbalist? Asta te-am întrebat. Cel mai talentat coleg pe care l-ai avut. Ia-ne să -i. Crezi că arbitrii din România au parte priuri? Nu. No. Nu. No. Sincer, nu. No. Nu. No. Poate nu vreau să cred asta, dar cred că e și sistemul ăsta care cred că nu le, explic le, explică exact tot. Adică am văzut foarte multe lucruri în România când se vede că e upside mare, dar tu și el ridică după două minute. În Polonia nu e așa, e upside la revedere, nu contează, doar când e la limită, lasă pentru var să se întâmple ceva, dar nu se pierde atât de mult timp. Sunt arbitrii din România mai aroganți decât în Polonia? Da. Cel mai nebun coleg cu care ai jucat? Hebu, un danez. Ferească Dumnezeu. Deci nu pot să-ți imaginez așa <laughs> ceva. zi o poveste. O poveste? Am avut aici acasă cu... Penultima etapă, acum două sezoane. Am câștigat și nu mai apucam. Ultimul meci jucam în deplasare al sezonului și nu mai apucam să facem petrecere. Și am și toată lumea să facem petrecere. Cracovia e un oraș superb. Mai unde să... mult, să mai ieși, mișto, la... mult mai ca Varsovie. Da, e mai turistic. Varsovena, fiind capitală, e altceva. Și... te seama, petrecere, toată lumea bă, toată lumea s-a distrat. Unde mergem? Hai la club. Hai la club. Eram din stafful tehnic vreo 12, să zic, și noi vreo 25. Deci eram aproape 40 de persoane. Deci nu vreau să zic că noi am plecat. Eram mulți în grup, plecam și la un moment dat, nu știu cum, a întrebat cineva unde e Și toată lumea nu e hebo, nu e hebo. La un moment dat, când am ajuns în centrul să, să sigur, a pățit ceva sau a plecat, am ajuns în piața aia mare, în era hebo, dezbrăcat, gol, pușcă, fotbalist fiind și stric cânta imnul Deci, în momentul ăla, sper că era și turpilat. Normal, îți dai seama. În momentul ăla nu știam ce să facem. Să râdem, să mergem să aruncăm ceva pe el, pentru că totuși toată lumea putea să-i facă poze, putea să facă alea. Deci, n-am văzut așa ceva. Și mai e o poveste, am fost tot așa cu familiile în centru, el avea un copil născut, fiind danez, nu prea îi îmbrăca, cum spuneai tu că nu prea te îmbrăcai când era mic, dar pe nu îl îmbrăca în sensul că era iarnă, minus 4 grade afară și el era doar cu un tricou și cu peamperspel la plimbare și cu păturaia, care o pui pe copil în cărucior. Și am stat la restaurant și la un moment dat am zis, hai să mergem mai aici într-un pub. Trebuia să cobor scările. Noi le am dus, doar el era cu copilul atunci. Am intrat noi, toată lumea și el venea după noi și mă împingea căruciorul cu nevastă să. Și nu am așa, ce face asta mă? Și la un moment dat l a luat deoparte, el deoparte să coboare în pub cu copilul la club. Și la bodyguard-ul i-a zis, stop, unde mergi? Spui, ce n-am voie, ce are, că doarme adică în sensul ăsta, n-am nicio nicio, nicio treabă. Deci din punctul de vedere, top. Ca și... Cine ia campionatul România? Nu știu ce să zic Acum o lună zice am să dar acum nu mai sunt atât de simplu. Regret că n-ai venit la Rapid și te duci la treaba? Da. La cât face Bitcoin all-time high în următorul bull market? 120-140 două cărți pe care trebuie să le citească tinerii fotbaliști de sport ce, ce am citit eu și pe mine m-au atins ca lumea Ibrahimović, cartea lui Ibrahimovic, prima și acolo o să vezi un self confidence care îți arată cu orice e posibil și cartea lui Djokovic care e despre performanță și despre nutriție mai mult are ce să vezi, amândoi, în partea aia de Iugoslavia, deci. Sânge. Ei pot. Noi nu. Avem vreo întrebare? Avem chiar două. Andi și mai este cineva în spate, pe oricum nu văd la distanță. Mulțumesc pentru oportunitatea de a adresa întrebare și te felicit sincer pentru profunzimea gândirii tale. Întrebarea mai e următoarea. Sunt două distinții. Prima distinție este bun versus rău. Dacă ai de ales între a fi bun și a fi rău, presupun că alegi să fii bun. Celaltă distinție este între a fi slab și a fi puternic și probabil că alegi să fii puternic. Dacă ai de ales între a fi bun și a fi puternic, ce alegi? A fi bun. Sincer, a fi bun. Pentru că eu cred că să fii puternic, Pără. poate oricine, dar să fie bun. Nu. Și odată, fiind bun, e foarte ușor să devii puternic. Te Nu, mai este o întrebare. Cred că mai este o întrebare. Uh, salut, Sergiu. Numele meu este Cătălin uh. și recent, vara anului trecut, mi-am încheiat. Uh... Din păcate, că era de fotbalist, pe care am început-o de la șase ani. Din cauze multiple, aș putea să scriu o carte pe tema asta. Am întâlnit multe, multe lucruri foarte negative și în ciuda faptului că ne-am calificat la euro, fotbalul românesc e chiar jos de tot. Mai ales la, nivel, la nivelul Liga a doua și Liga a întâi, nu mai zic că știi, știi foarte bine ce vorba. Uh, recent, numai, adică nu mai joc fotbal și recent Activez în culmea în vânzări, fac trading și recent vând și măsline și ulei de măsline din Grecia. Uh, mai departe, eu vreau să te întreb, după părerea ta, cât la sută contează concursul de împrejurări în care era unui fotbalist? Și nu numai, putem extrapola aici la orice joburi, dar în special la fotbal și special în România, în mare parte. Scuze, n-am înțeles, cât la sută contează? Uh, concursul de împrejurări, șansa cumva și persoane pe care le întâlnești sau în zona asta. Clar, e important să fii omul potrivit la locul potrivit, dar sincer eu nu cred în noroc. La mine, nu știu, mintea mea e 75% muncă, 20% talent și 5% noroc. Și mă mai bazez pe un lucru, norocul ți-l faci. Adică eu nu cred că oricine, în orice job ar fi, nu cred că poate să stea în vârful să îi dea scroll la telecomandă pe Netflix și să-ți sune telefonul, vezi că trebuie să mergi în state care ai primit un nu știu ce joc. Dau un exemplu. Eu cred că trebuie să cauți și tu puțin șansa asta, norocul, cum a zis, muncind, căutând, networking, găsind oamenii perfecti care te pot face pe tine să te simți împlinit și să, să reușești. Am și o carte să-ți dau. Adu-mi și mie, o carte. Ia, ia, ia. Cartea se cheamă Number Go Up și este despre cum a crescut și s-a prăbușit FTX, uh, unul dintre marile exchange din, uh, din cripto. Mi-a aminte, nu? Când... M-am mai dus o dată la bale. Păi, nu, da, să știi, că, știi de ce e mișto cartea aia? Că explică E scrisă cumva cu oarece ură prole proletară, dar mi se pare extrem de relevantă pentru a înțelege că, de fapt, e un moment in time. Și că la fel ca în, 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 în cariera de sportiv, în cariera de fotbalist, la un moment dat poți să ai să mergi ascent, să fie o traiectorie ascendentă după care te accidentezi, nu e de Și făcând o legătură între cripto și carieră, am și pe telefon, cred, la o lecție de mental coaching, exact cum arată graficile alea când dai zoom out la ce o fi, SP500 sau Bitcoin sau toate cele și se vede linia aia șerpuită, dar care merge treptat în sus, la fel, e, la fel e și în carieră. Important e, cred eu, în momentul în care ajungi sus, să nu cazi mai jos de unde ai plecat și după aceea să te depășești iar și să nu cazi mai jos de unde ai fost înainte în cel mai înalt punct. Higher highs și higher lows. Bun, vă mulțumesc tare mult pentru, pentru că ați fost alături de noi din nou. Sper că v-a plăcut. Mulțumesc celor de la BCR Școala de Bani că ne dau o mână de ajutor cu tot ceea ce facem și ne vedem data viitoare. Ciao.